Persoanele care consumă cafea zilnic cu sau fără zahăr ar putea să fie expuse unui risc mai mic de a muri devreme decât cei care nu beau deloc. Aceasta este concluzia unui studiu nou publicat în Analele Medicinii Interne. Cercetătorii de la Universitatea Medicală din China au descoperit că persoanele care consumă cantități moderate de cafea zilnic, fie că acestea conțin sau nu zahăr, au o șansă mai mică de a muri într-o perioadă de 7 ani prin comparație cu cei care nu beau. Rezultatele au la bază datele obținute de la 171.000 de participanți de la Biobank din Marea Britanie. Biobank cuprinde informații generale de sănătate și despre stilul de viață a peste 50.000 de persoane, care includ și detalii despre obiceiurile participanților cu privire la consumul de cafea. Dintre persoanele analizate, 3177 au murit în decursul a 7 ani, începând cu 2009. S-a observat că riscul de deces era cu 29% mai mic în cazul persoanelor care consumă între 2,5-4,5 ceași de cafea pe zi. Au fost luați în calcul factori precum vârsta, sexul, etnicitatea, nivelul educației, statutul de fumător, activitatea fizică, indexul masei corporale și dieta, relatează unica.ro.